Unghiul. Măsura unui unghi. Ne propunem să răspundem la următoarea întrebare. Ce înțelegem prin a măsura un unghi? Pentru aceasta, vom considera un unghi AOB ca în figura următoare. Precizăm elementele componente acestuia. O reprezintă originea comună a semidreptelor OA și OB și se numește vârful unghiului AOB. Semidreptele OA și OB se numesc laturile unghiului AOB. La orice unghi nu putem măsura lungimea laturilor unghiului. La unghiuri măsurăm deschiderea dintre semidreptele ce constituie laturile acestuia. Pentru exemplul nostru, a măsura unghiul AOB înseamnă a măsura deschiderea dintre semidreptele OA și OB. Unitatea de măsură pentru unghi este în general gradul sexagesimal. În notație scriem 1 cu un 0 în dreapta sus. Un unghi nul are măsura de 0 grade sexagesimal. Un unghi alungit are măsura de 180 de grade sexagesimal. Precizăm că un submultiplu al gradului sexagesimal este minutul. Acesta se notează cu cifra 1 cu un apostrof în dreapta sus. Un grad are 60 de minute. Scriem lucrul acesta prin 1 cu un 0 în dreapta sus, egal cu 60 cu un apostrof în dreapta sus. Citim un grad sexagesimal egal 60 de minute. Instrumentul folosit pentru a măsura un unghi este raportorul, așa cum observăm în imagine în partea din dreapta sus. Măsurăm un unghi cu raportorul astfel. Așezăm vârful unghiului în centrul raportorului. În cazul nostru, pentru unghiul AOB, vârful O este poziționat în centrul raportorului. Iar apoi, spre exemplu, luăm latura OA poziționată pe cadranul raportorului în dreptul diviziunii ce indică 0 grade. Astfel, cealaltă latură OB ne va indica pe cadranul raportorului numărul ce va reprezenta în grade măsura unghiului AOB. Precizăm că, în general, raportorul se folosește pentru a măsura sau reprezenta un unghi a cărui măsură este un număr natural de grad. În figura următoare avem unghiul AOB căruia dorim să identificăm măsura în grade sexagesimale. Pentru aceasta folosim raportorul. Așa cum am văzut mai devreme, poziționăm vârful O al unghiului AOB în centrul raportorului. Latura OA a unghiului AOB, astfel încât să corespundă gradației 0 de pe raportor. Cealaltă latură OB va identifica pe gradația raportorului un număr. În imagine, acest număr este 70. În consecință, măsura unghiului AOB este egală cu 70 de grade. Astfel, folosind raportorul, putem identifica pentru orice fel de unghi dat măsura acestuia. Vă mulțumesc și vă aștept la o nouă întâlnire. La revedere!